Voi vorbi în această seară, iubiții mei, despre pericolul drogurilor. Am folosit foarte puțin engleză la început ca să prind și pe adolescenți și pe tineri. De ce o predică despre droguri? Tot mai mulți tineri și adolescenți, chiar din mediul evanghelic, cad în această capcană. Statul român, ca și statul american, poate parțial, luptă din răsputeri cu prevenția, dar e nevoie și de o perspectivă spirituală asupra acestor dependențe grave. De ce o predică despre droguri? Pentru că este mai ușor să previi decât să tratezi. De ce o predică despre droguri? Pentru că cei mai mulți părinți, atât la dumneavoastră cât și la noi în România, nu știu cu ce se confruntă copiilor la școală. Se racolează, din păcate, tot mai mulți copii care să devină nu doar consumatori, ci chiar și traficanți de droguri. Sunt în cunoștință de cauză ca și slujitor de copii de clasa 7-a și 6-a în România, care au fost abordați din biserici evanghelice să devină traficanți de droguri. It's hard to imagine this. Dar este adevărat. Dorim educarea adolescenților pentru a rezista presiunii anturajului. Câteva statistici crunte despre droguri. Jumătate dintre persoanele de peste 12 ani au consumat droguri cel puțin odată. În 2020 s-a dublat comportamentul de consum față de anul 2018. Din păcate, consumul de droguri nu mai este un experiment făcut o dată sau de două ori în viață, ci devine un comportament repetat. Decesele prin supradoză de droguri în Statele Unite din 2000 până azi se apropie de 1 milion. 47% dintre tineri încearcă sau consumă regulat droguri până la absorbirea liceului. Printre cei 47%, din păcate, sunt și tineri din bisericile evanghelice. Și nu am venit să acuz astăzi, am venit să tratez, dacă pot, și să prevenim. Supradozajul accidental de droguri este principala cauză de deces în rândul persoanelor sub 45 de ani. Ce pot să facă părinții? Pot să informeze tinerii cu privire la efectele drogurilor. Ca să informezi pe cineva, trebuie să cunoști ceea ce vrei să informezi. Majoritatea adolescenților care consumă droguri nu cunosc consecințele reale ale acestui act. Niciun traficant de droguri, când îți spune cannabisul sau heroina în față și își cere bani pe ea, nu o să spună că merge în iad dacă consume asta sau că îți distrugi familia sau așa mai departe. Ce pot să facă părinții? Să-și educe adolescenții pentru a rezista presiunii anturajului. Cred că nimic nu ne-a influențat negativ mai mult copiii decât anturajul stricat. Anturajul stricat. Dați-mi voie să fac un calcul. Dacă copiii dumneavoastră merg la școală, petrec undeva între 5-6 ore pe zi, înmulțiți cu 5 zile pe săptămână, sunt undeva la 30 de ore pe care copiii noștri le petrec cu colegii lor. Nu cred că este vreun părinte aici care petrece 30 de ore cu copilul lui pe săptămână. Unfortunately, din păcate. De aceea presiunea anturajului este colosală. Iar noi ca părinți avem această obligație din partea lui Dumnezeu să vedem care sunt colegii de clasă ai copiilor noștri, cu cine își petrec copiii noștri timpul, cu cine ies undeva în oraș. Sunt bucuros că am avut astfel de părinți. Soția mea, dintr-o familie cu 12 copii, a avut astfel de părinți. Nici măcar în biserică nu ni s-a dat voie să prietenim cu oricine. Nu ne-a convenit lucrul ăsta. Astăzi, mulțumim părinților noștri. Ce pot să mai facă părinții? Să petreacă timp în familie printr-o comunicare reală cu adolescentul. Iubiții mei, în comunism ne spunea tata 2-3 vorbe și nu mișcai. Astăzi îți spune o predică și miști. Nu mai trăim sub comunism. Din păcate nu mai merge cu nu fă aia, nu fă aia, că te plăznesc. Nu mai merge cu lucrul ăsta. Este o provocare nouă pentru noi ca și părinți să ne facem copiii prieteni. Îmi spunea Domnul printr-un mesaj profetic în Germania, în urmă cu o lună,
fii prieten cu fetele tale mai mari. Am fată de 12 ani, aproape și de 10 ani jumate. Că atunci când vor ajunge la 14, 15, 16 ani, să ți se deschidă, să fie transparente cu tine. Pentru că dacă ești doar discipol, doar învățător, dacă ești doar părinte și nu ești prieten, ei vor ascunde de noi ca și părinți multe lucruri, iar când le vom afla, s-ar putea să fie prea târziu. Citesc două mărturii ale unor mame care s-au confruntat cu copiii care au consumat droguri. Era destul de irascibil, devenise nervos, am văzut pupilele dilatate, am văzut o scădere în greutate, adică era vizibil că slăbea, refuza mâncarea, era agitat, noaptea adormea târziu, cumva bănuiam că ar putea fi un consum de droguri, doar că mi-am alungat gândul, am zis, e imposibil, nu se poate, e un copil care învață foarte bine la școală. O altă mamă spunea, am avut în urmă cu o anumită perioadă de timp într-un oraș din țară un băiat adolescent. Mai lipseau lucruri din casă, bijuterii, bani. El consuma începând de la aceste substanțe cu efect psihoactiv, etnobotanice, ajungându-se chiar la droguri de mare risc. Vreau să ne uităm în continuare de ce drogurile ruinează viața celui care le consumă. Pentru că sunt absolut convins că n-ați auzit de niciun om care consumă droguri, tânăr, în vârstă, adolescent, care să zică, am ajuns sus în viață, am ajuns să am cea mai frumoasă soție și mai binecuvântată din Chicago, am ajuns să avem o casă de tineri care vorbesc din Biblie, care predică, pentru că am consumat droguri. Nu. În primul rând, iubiții mei, drogurile ruinează viața celui care le consumă prin dependența pe care o provoacă. Provoacă dependență. Dependența va însemna întotdeauna combinația dintre caracteristicile drogului în sine și decizia de a repeta consumul. Toate drogurile afectează o sumedenie de zone din creier. Potrivit cu neurochirurgi, avem undeva la 160 de zone în creierul nostru, dacă ele sunt luate foarte particular. Efectele drogurilor variază în funcția de zona în care afectează cel mai intens, dar proprietatea drogurilor de a crea dependență vine de la faptul că toate stimulează sistemul de dopamină din creier. Cred că toți cunoașteți ce este dopamina. Este numită și hormonul fericirii. Mănânci o mâncare, îți place, este un nivel de dopamină. Problema drogurilor este că drogurile nu fac altceva decât să crească nivelul dopaminei. Și acum poate vă veți întreba ca și curiozitate, care droguri dau cea mai mare dependență? Heroina. Experții au notat cu scor maxim 3 din 3 această substanță. Heroina este un derivat al opiului care face ca nivelul dopaminei din creier, responsabile cu activarea sistemului de recompensă, să crească cu până la 200%. Pe lângă dependența pe care o creează heroina, este și periculoasă, pentru că doza care poate provoca moartea e doar de 5 ori mai mare decât o doză necesară care să-i dea unui consumator starea de euforie pe care o caută. Cocaina interferează direct, un al doilea drog, cu transmiterea dopaminei în creier de la un neuron la altul. În esență, cocaina împiedică neuronii să oprească dopamina, ceea ce duce la o activitate anormală a sistemului de recompensă a creierului. În experimentele efectuate pe animale, cocaina a crescut nivelul dopaminei cu mai mult de 3 ori decât nivelul normal. Și acum o comparație. Dacă ne imaginăm creierul ca un smartphone, semnalele care îți vin din mediul înconjurător, ele nu se mai vin sub forma unei notificări silențioase, ci atunci când consumi cocaină, totul este ca o alertă. Toate semnalele din capul tău devin ultra-esențiale, ultra-urgente și ultra-plăcute. Cocaina e brutală prin faptul că te ridică și te prăbușește la loc în 30 de minute. Ca să te menții în starea plăcută, trebuie să tot consumi. Și acum fiți atenți, cu cât consumi mai mult, cu atât starea plăcută devine mai scurtă. Pe lângă energie și plăcere îți dă senzația de putere.
O consecință mai urâtă a acestei stări este că poate să îți dea un surplus extraterestru, imens, de aroganță. În funcție de cum stai în mod normal cu aroganța, acest efect te poate face un demon mai mult sau mai puțin. 3. Amfetamina are efecte similare cu cele produse de cocaină. Efectul e considerabil mai lung cu câteva ore, dar și mai slab. Nu-ți dă o senzație de autoputere euforică, ci mai degrabă de stăpânire și autocontrol euforic. MDMA, ecstasy, ai senzația că tristețea, furia și frica sunt sentimente care nici nu există pe pământ. Depinde mult de contextul în care e acest drog. Dacă ești la o petrecere, vei dansa într-una. Dacă ești într-un cadru restrâns și liniștit, vei fi un participant maxim empatic la discuție. Prețul pe care îl plătești dacă consumi excesiv e pe viață, efecte permanente pe termen lung, depresie, impulsivitate, somn prost, problema cu memoria. Nicotina, folosit foarte mult în țigări, este principalul ingredient care dă dependență la consumul de țigări. Atunci când cineva fumează o țigară, nicotina este rapid absorbită de plămâni și livrată la creier. Experții au evaluat nicotina ca a treia cea mai dependentă substanță. În 2002, Organizația Sănătății Mondiale a estimat că există mai mult de 1 miliard de fumători și s-a estimat că tutunul va omorî mai mult de 8 milioane de oameni pe an până în 2030. Potrivit studiilor, nicotina face ca nivelul de dopamină să crească cu 25 până la 40% atunci când o persoană fumează. Ultimul drog pe care îl amintesc, tot pentru informarea noastră, cannabisul. Are capacitatea chimică de a-ți potența orice proces mental. Poate deveni extra interesant, extra amuzant, extra gustos, extra intens. Faptul că ți se înfiripă în toate conexiunile neuronale înseamnă că atunci când dispare, ești praf, ești pe minus, peste tot. Asta îl face un drog foarte puternic. Dacă drogat fiind te simți super motivat, toate ideile ți se par bune, viața e colorată, totul e mai amuzant, dacă repeți experiența într-una, viața fără iarbă va fi lipsită de motivație, toate ideile vor fi proaste, totul va fi gri și deloc amuzant. Sevrajul mai subtil al ierbii e în starea de non-chef pe care ți-o dă, n-ai chef de nimic, parcă nimic nu merită atenția. Acest efect se insinuează mai ușor în viața ta decât sevrajul de la drogurile mai intense. 2. Un al doilea pericol al drogurilor, de ce ne ruinează drogurile sau îi ruinează pe cei care le consumă, produc faliment financiar. Un kilogram de cocaină, ca să fie produs, costă aproximativ $400. Știți dumneavoastră în care țări. După ce trece prin multe etape, transport, mituire, ajunge să coste $133.000. Gândiți-vă că un kilogram de aur costă $66.000, dublu prețul aurului. Un gram de cocaină se vinde între $120, $170, $180. Cel în cauză devine dependent de acel drog. Deci va face absolut orice să facă rost de bani pentru a-l cumpăra. Omul se ruinează financiar pe sine, își ruinează partenerul, dacă nu e căsătorit, își ruinează părinții. Va trebui să fure, va fi obligat din cauza dependenței să facă rost de bani. În urmă cu o lună și jumătate în Germania am stat la masă cu un tânăr. Îi spuneam ce doresc să predic și el mi-a zis: Cristi, mă bucur că abordez acest subiect. Eu am fost un dependent de droguri. Cheltuiam, spunea el, $6.000 pe lună pentru droguri. Nu l-am întrebat de unde a făcut rost de bani, că mi-am dat seama că a avut probabil fel și fel de mijloace să facă rost de așa sumă colosală. Mi-a mărturisit cu bucurie: Dumnezeu m-a eliberat. Dar cu tristețe mi-a spus: toți vechii mei colegi sunt încă acolo. Și era diferență de 9 ani din momentul eliberării lui până când eu am vorbit cu el. L-am întrebat: colegii tăi cum sunt? Ruinați financiar pe toate părțile? Unii sunt în închisoare, iar alții s-au sinucis. În al treilea rând, iubiții mei, drogurile sunt periculoase pentru că au efecte adverse pe toate planurile.
Cel care consumă droguri nu-și mai asumă nimic, nu se mai implică în viața obișnuită prin responsabilitate, educație, muncă. Diavolul îl face să se simtă ca o povară atât pentru el cât și pentru societate sau pentru familie. Din cauza bulversării psihice în care trăiește, el va face și alte păcate care îl vor duce din rău în mai rău, minciună, furt, imoralitate și așa mai departe. Știați că oamenii din religiile oculte, păgâne, comunică cu demonii și aproape 100% dintre ei folosesc droguri pentru a-și alterna mintea și pentru a avea mai mult acces la partea demonică. Haideți să ne apropiem de Biblie, iubiții mei. Ce spune Biblia despre dependența de droguri? Pentru că cu siguranță nu veți găsi cuvântul illicit drugs în Biblie. În primul rând, iubiții mei, vreau să vă spun că drogurile sunt un păcat, iar ele sunt un păcat asemănător cu alte păcate. Citesc din Galateni 5, cu 21. Faptele firii pământești, continuă versetul 21, pismele, uciderele, bețiile, îmbuibările, și acum să fim atenți, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Și Dumnezeu este foarte categoric prin Pavel și ne spune, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce, nu spune au făcut, cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. În al doilea rând, iubiții mei, drogurile sau consumul de droguri este un păcat care îți ia libertatea de alegere. Atunci când cineva minte, el o face în mod voit. Și asta este un păcat, normal. Problema este că minciuna poți să o controlezi. Poți să spui, stop, astăzi nu mai mint. La droguri nu este așa. Noi am fost creați de Dumnezeu cu libertatea de a alege. De aceea în ziua judecății nu poți da vina pe mama, păstor, comitet, coleg, profesor, nimeni. Tu, în dreptul tău, ai ales. Am fost creați de Dumnezeu cu libertatea aceasta. Să spunem da sau nu, să alegem binecuvântare sau blestem, viață sau moarte. Diavolul vrea să ne ia acest lucru. De aceea prin alcool și prin droguri reușește cu multe persoane să le ia libertatea de alegere. Proverbe 23 cu 29 citesc. E valabil pentru alcool, droguri. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Atenție! Uitați-vă ce aduc aceste stări. Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin, la alcool, la droguri și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin sau la droguri când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Știu cazuri în România, în urma unor mărturisiri, nu dau nume. Fete în anturaje vicioase, li s-au pus substanțe în pahar. Și mai departe, vă dați seama ce a urmat, o viață distrusă. Și stările astea, înțeleptul Solomon le descrie. M-a bătut, spune aici, versetul 35, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Și când mă voi trezi, spune Biblia, din păcate mai vreau încă o doză, încă un pahar. În al doilea rând, iubiții mei, Biblia ne spune că este un păcat, în al treilea rând, care ne ține sau te ține legat. Te ține rob. Roman 6 cu 20. Atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Cine e rob al păcatului, iubiții mei, este rob al diavolului. De fapt, păcatul este funia sau lesa cu care diavolul îi ține pe oameni. De aceea, adevărata dovadă că te-ai întâlnit cu Iisus nu-i doar o mână ridicată sus, ci este faptul că nu mai ești rob a niciunui păcat. Orice păcat are trei etape, iubiți credincioși. Mai întâi este o greșeală. Ai tras un fum că prietenii au zis, ai spus o minciună din greșeală, ai spus un cuvânt din greșeală. Problema este că dacă nu te oprești la greșeală, păcatul devine plăcere.
plăcere. Dacă nu te oprești la plăcere, să mergi la mărturisire, să faci câțiva pași pe care îi voi enumera mai târziu, păcatul devine robie. E mult mai ușor să scapi de un păcat când e o greșeală, dar e mult mai greu să scapi când e robie. E mult mai ușor să scapi de furt când ai furat o radieră, decât când ai deja 20 de ani de furt și furi cu tirul. Și în spatele tău e poliția care te urmărește poate de 2-3 ani să strângă dovezi. Haideți să mergem mai departe, pentru că vrem să vedem cum să scăpăm sau cum să scap de droguri. În primul rând, pentru a scăpa de droguri este nevoie să conștientizezi efectul nociv, destructiv al drogurilor. Iubiții mei, e atât de ușor să te lași de păcatul care nu-ți place. E atât de greu să te lași de păcatul care îți place și pe care nu-l conștientizezi cât de nociv poate să fie. De aceea Brian Tracy spunea un cuvânt, o vorbă extraordinară: alege în viață între două dureri. Care? Ori durerea disciplinei, ori durerea regretului. Durerea disciplinei. Să fiu la biserică, să fiu la mântuire, să fiu cu... Îți discipline în multe ramuri din viață, să am autocontrolul, roada Duhului Sfânt. Sau să am durerea regretului. Vă dau un exemplu, un copil care face ce îi place lui și nu părinților serioși sau profesorilor, va ajunge să repete clasa în scurtă vreme. În viață nu trebuie să alegi să faci ce îți place, ci trebuie să faci ce trebuie să faci. Doamne, ajută-ne la asta! Iar în 1 Tesaloniceni 5:22 Biblia spune: feriți-vă de orice se pare rău. Iubiții mei, mă voi feri de rău dacă conștientizez că lucrul ăla e rău. Atunci când eram mic, am crezut că diavolul e cu coarne și cu furcă. Acum, dacă diavolul ar veni cu carne și cu furcă, am fugit toți de el. Numai că de multe ori el vine printr-o fată care îți trimite inimioare pe WhatsApp și în timpul ăla își asculte foarfeca, ca și Dalila. Știți? De aceea mă voi feri de rău dacă conștientizez cu adevărat că acel lucru e rău. O mărturie. Timp de 50 de ani, Toby Nich a avut ceea ce el descrie drept viața perfectă. Avea o slujbă bună, familie fericită, iar dacă l-ai fi întrebat, ar fi spus că a fost cu adevărat un om norocos. Apoi viața lui perfectă a căzut în bucăți, s-a spart în bucăți în 2018, a ridicat la serviciu o greutate mai mare, a ajuns la spital cu probleme grave la coloană. O intervenție chirurgicală a dus la o infecție care a necesitat o altă operație și apoi alta. A rămas slăbit și în durere. S-a luptat cu infecțiile continue timp de un an și jumătate, timp în care și-a pierdut jobul, după care durerea, trauma și furia au devenit prea grele de suportat. Mă opresc. Dacă te pocăiești, nu înseamnă că nu treci prin operații, nu înseamnă că nu treci prin dureri sau prin necazuri. Diferența dintre un om fără Dumnezeu și un om cu Dumnezeu este că în necaz nu trebuie să fugă la droguri, ci fuge la rugăciune. Asta e diferența colosală. Omul acesta, nefiind credincios, a alergat la metamfetamine. El a spus: am vrut să îngrop durerea, durerea fizică, durerea mentală. Am luat o decizie foarte proastă. A venit COVID în 2020, lucrurile s-au înrăutățit pentru Toby. Când a început pandemia, spunea el, mă gândeam că dacă mă voi îmbolnăvi de virus, am să mor. M-am dus în subsol și m-am închis, iar acolo, în izolare, dependența mea a devenit mai mare și mai puternică. Potrivit statisticelor, Toby nu a fost singurul care a răspuns în acest fel. În câteva luni de la începutul pandemiei, mai mult de 40.000 de americani au raportat singuri că abuzul de substanțe noi a crescut. Se pare că oamenii au apelat la droguri ca la o modalitate de a face față pandemiei, stresului. Până la finalul anului 2020, țara a înregistrat un record de 91.799 de decese prin supradoză de droguri, în creștere de la 70.000 față de anul precedent. În 2021, cei care au murit de supradoză
au trecut de 100.000. Gary Blackard, CEO-ul unui program creștin de recuperare a consumului de droguri și alcool, a văzut direct impactul pandemiei. El a spus: unul dintre cele mai rele lucruri pe care le poți face cu cineva care se luptă cu dependență este să-l izolezi. Mă opresc spunându-vă că oaia izolată de turmă este întotdeauna în privirea lupului. Este prima atacată. A pune în izolare, spunea acest CEO, pe cineva care se luptă în acest fel, intensifică cu siguranță dependența și luptele. Am început cu Tony mărturia și astăzi, prin harul lui Dumnezeu, Tony este eliberat de dependența lui. A executat, e adevărat, o pedeapsă în închisoare, însă a renunțat la droguri și a dezvoltat o relație profundă cu Dumnezeu într-o casă de recuperare centrată pe credință. 2. Cum să scap de droguri? Dorește-ți din toată inima eliberare. Am un prieten păstor, a plecat cu cineva care fuma într-o mașină și i-a spus despre Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu eliberează chiar și de tutun. Și l-a întrebat la finalul discuției: vrei ca Dumnezeu să te elibereze de țigări? Și el a zis: vreau, dar numai după ce mai trag o țigară în următorul peco. Iubiții mei, Hipocrate spunea o vorbă extraordinară: înainte să vindești pe cineva, întreabă dacă dorește să se lase de ceea ce i-a acuzat, de ceea ce i-a cauzat boală. Că mulți oameni vor să fie vindecați. Știți de ce? Ca să înceapă de la zero. Ioan 5:6, Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos, Doamne, dar are you kidding? Vorbesc în termenii noștri. Dar îl vezi pe omul ăsta că e bolnav, îl vezi că zace de multă vreme. Și îl întreb: vrei să te faci sănătos? Iubiții mei, orice putere demonică dintr-un om, vorbind de cazuri de posesie, este înfrântă ca și prim pas în momentul când omul declară: vreau să scap, vreau să merg la Iisus, vreau să fiu eliberat. Vine Bartimeu, predicam azi dimineață într-o altă biserică în Chicago, vine Bartimeu la Iisus, gândiți-vă, vine bâșbâind că nu vedea și Iisus îl întreabă: ce vrei să-ți fac? Doamne, ce cu întrebarea asta? Păi da, te întreb ce vrei să-ți fac, că sunt oameni care i-am întâlnit fiind orb și au vrut să rămână orb mai departe. Au vrut o casă, dar orb. Au vrut o mașină, dar orb. Au vrut un business, dar tot în droguri să rămână, tot în imoralitate, în pornografie, în alte lucruri păcătoase. Ce vrei să-ți fac? Iubiții mei, diavolul are putere asupra noastră prin voința noastră. De aceea la multe exorcizări, la multe rugăciuni, slujitorii îl pun pe omul care e sub presiune demonică să repete o rugăciune. Pentru că omul acela când repetă, e primul pas de a se dezlega prin voința lui liberă de păcatul acela, de duhul acela. O metodă importantă a eliberării este examinarea vieții tale cu sinceritate. Spune-ți adevărul despre tine și spune-i și lui Dumnezeu cum ești tu cu adevărat. În al treilea rând, vino la Iisus. Nu-i suficient să doresc să fiu liber. În al treilea rând, vino la Iisus și acceptă tratamentul lui pentru dependența ta. Că și tânărul bogat a venit la Iisus. Dar nu-i suficient să vii la Iisus. Acceptă tratamentul lui Iisus Hristos. Iubiții mei, eu când mă duc la doctor și poate am avut și eu două operații și am trecut pe acolo. Eu nu mă duc să spun la doctor: domnul doctor, vin la tine, dar îmi dai nu știu ce îmi place mie. Dă-mi orice, numai să scap din problema în care sunt. Iubiții mei, Iisus este pentru noi și alături de noi în procesul reabilitării. Și nu vorbesc aici doar de droguri, puneți vreo orice alt păcat, pașii ăștia sunt valabili. Iisus nu te va face de rușine, nu te va face să te simți ca un ratat, ci dragostea Lui te va îndruma în tot acest proces. Pentru a începe acest proces, îți recomand să iei un pic și o foaie și să începi să te rogi ceea ce scrie în Psalmul 139:23. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.
Așteaptă-te, bineînțeles, ca Dumnezeu să-ți spună că trebuie să revizuiești lucruri la care nu te așteptai. Dar asta e ceea ce trebuie să-ți dorești ca să devii curat. Proverbe 28:13. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și acum o să spun o propoziție, poate cea mai importantă din toată predica. Păcatul pe care vrei să-l ascunzi cel mai mult este păcatul cel mai important pe care trebuie să-l mărturisești. Marshall a fost crescut de un tată ca alcoolic și de o mamă plină de furie. Odată când Marshall i-a spus tatălui său că a văzut-o pe mama lui cu un alt bărbat, tatăl său a părăsit familia și băiatul a fost bătut până la sânge de mama lui și închis într-un dulap. Așa au început multe bătăi de-a lungul adolescenței sale. A devenit sclavul morfinei și dependența lui a fost atât de mare încât a început să o fure. Un grup cu care se afla a fost arestat pentru jaf armat, iar băiatul acesta a fost condamnat la 10-25 de ani de închisoare. A decis să nu mai consume niciodată droguri, așa că s-a alăturat grupurilor de recuperare din închisoare. Cu un comportament în mare parte bun, a fost eliberat pentru a merge la university, într-un program de concediu. Cu toate acestea, drogurile l-au găsit din nou și obiceiul a revenit cu răzbunare. Apoi a cunoscut-o pe Katica, femeia care avea să-i schimbe viața. S-au căsătorit și timp de 2 ani, a reușit să-și ascundă dependența față de soția lui. Când soția lui a aflat adevărul, l-a rugat să intre în dezintoxicare, dar soțul n-a făcut lucrul acesta. Ea a spus, te iubesc prea mult ca să te privesc cum te distrugi și a anunțat că îl părăsește. Marshall a spus, separarea noastră m-a devastat. Îmi amintesc că l-am întrebat pe Dumnezeu, deși nu eram creștin, exist cu adevărat fete real pentru mine? Își vedea din când în când soția și după 6 luni a observat ceva diferit la ea, pacea. Ea a avut răbdare și a arătat o îngrijorare sinceră. A întrebat-o, ce e diferit la tine? Ea a spus, m-am întâlnit cu Iisus, am fost salvată. Katica l-a invitat la biserică și acolo la biserică el a auzit despre Iisus. În iunie 1977 spunea Marshall, în timp ce stăteam și-l ascultam pe predicator spunând, vino așa cum ești. Am încetat să mă întreb dacă aș putea să-l rog pe Iisus să mă salveze. Știam că o va face. Nu voi uita niciodată acel moment în care am fost eliberat. După mărturisirea credinței în Iisus, Dumnezeu m-a eliberat pe loc de dependența mea de droguri. Auziți continuarea, vă rog. După împăcarea mea cu Dumnezeu, el a început procesul de împăcare în celelalte relații ale mele, începând cu soția mea. Anul acesta, 2022, vom sărbători 48 de ani de căsătorie. În acea perioadă am avut prilejul de a-L sluji pe Dumnezeu ca pastor și evanghelist. Dintr-un drogat un pastor. God can do that. De la abuzuri și bande în copilărie, la Vietnam și droguri, la jaf armat și închisoare, prin toate acestea Dumnezeu m-a iubit și m-a protejat. Nu este El un tată minunat? În al patrulea rând, înarmează-te spiritual ca să fii un biruitor. Înarmează-te spiritual ca să fii un biruitor. Iubiții mei, modul în care ne hrănim mintea va influența alegerile pe care le facem și direcția spre care mergem. Dacă dorești să te schimbi, nu îți poți hrăni mintea cu gunoaie. Un băiat care a început un diet a zis, mă las de prăjituri, de tot ce e sugar și vreau să slăbesc. Însă într-o zi mergea spre piață. Știa că în drumul lui este o cofetărie și a pus un semn. Dacă nu este loc de parcare, nu mă opresc. Și el spunea așa, a 8-a oară când am înconjurat cofetăria, am găsit loc de parcare. Iubiții mei, știu că este un pic comic, dar vreau să vă spun că e atât de real acest exemplu. Cineva îmi spunea, Cristi, știi când am scăpat de video games? Când am aruncat tot ce era video games tools la mine în basement. Atunci am scăpat.
nu când căutam episoade noi. Iubiții mei, cu demonii din spatele drogurilor nu te poți lupta cu diplome, bani, relații sau chiar arme fizice. Ai nevoie de alte arme. Biblia spune, și prima armă e Biblia, Psalmul 119:9, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Pastorul Mer Clark a fost crescut într-o familie atee, dar a venit la Hristos odată ce s-a convins de puterea și temeinicia creștinismului. El scria, am auzit despre creștinism în tabăra de vară când aveam 9 ani, însă veneam acasă, continuam, până la urmă m-a apucat de furat din mașini, poșete, magazine, droguri, bani pentru a obține droguri. Marc a început să consume droguri la 8 ani și acestea au devenit o parte obișnuită din viața lui până în liceu. Odată, aproape că a murit din cauza unei supradoze. Părinții au divorțat când el avea 8 ani și a dezvoltat sindromul Tourette, care mai târziu a devenit o tulburare obsesiv-compulsivă. Tatălui moare de cancer pulmonar, n-apucă să-și ia rămas bun, însă la 17 ani, l-a întâlnit pe Crist, un fost traficant de droguri la școala sa, care devenise un urmaș al lui Hristos. Marc a fost intrigat de viața lui și de pasiunea lui pentru Dumnezeu. Crist l-a provocat să-și examineze viața, să citească Biblia, să se roage. Și spunea Marc, am început să mă lupt cu existența lui Dumnezeu, cu întrebări, cu principiile Bibliei. M-am luptat cu doctrina iadului și cu modul în care Dumnezeu a putut permite tatălui meu să meargă într-un loc de chin veșnic. Dar cu cât exploram mai mult, cu atât vedeam mai mult puterea creștinismului. În anul în care l-am cunoscut pe Crist, mi-am dat viața lui Hristos și am început o călătorie cu transformare totală. Cel mai puternic catalizator, spunea Marc, a fost Biblia însăși. Am petrecut 2 ani citind Biblia. Am simțit că am fost eliberat de toată rușinea, vinovăția și neputința pe care le cunoscusem în copilărie. Și eram încrezător că și alții și-ar dori acea libertate. Iubită biserică, Iisus Hristos l-a învins pe diavolul, nu cu AK-47, nu cu tribunal, nu cu avocați, ci cu Biblia. Dacă tu cunoști o armă mai puternică decât Biblia, înseamnă că ești mai tare ca Iisus. Eu nu cunosc altă. O altă armă, postul și rugăciunea, Marcu 9:29, acest soi de draci nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Ce înseamnă post? Mă opresc din nevoile trupului pentru o perioadă pentru a-mi evalua nevoile sufletești. O altă armă, schimbarea anturajului vechi, 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Cartoful stricat strică un sac întreg. Ați observat un sac de cartofi buni să vindece un cartof rău? Eu n-am văzut. Schimbarea locurilor vechi pe care le frecventai. 1 Petru 4:3. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit cu ei, da? În destrânări, pofte, beții, ospețe și alte lucruri. Și acum ascultați versetul 4. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Iubită biserică, prefer batjocura decât drogurile. Prefer batjocura decât falimentul pe orice plan. Prefer batjocura, dar raiul la final cu Domnul. Închei cu 3 gânduri, 3 concluzii foarte importante. 1. Diavolul întotdeauna îți dă plăceri pe termen scurt ca să-ți ia binecuvântări pe termen lung. Nu mai intru în detalii, gândiți-vă la Esau, ciorba de linte, îi ia binecuvântarea Samson. Niciodată, iubiții mei, absolut niciodată, diavolul nu-ți dă ceva gratis. Prima țigară se spune că e gratis. Când calculezi prețul la următorii 40 de ani, îți dai seama că nu e gratis. Diavolul nu-ți dă nimic gratis. Singurul care îți dă ceva gratis este Iisus Hristos. 2. O altă concluzie, iubiții mei, la care vreau să fim foarte atenți. Dumnezeu vrea să te ierte, să te transforme și să te folosească. Iubite biserică, iubiți tineri, am văzut mulți tineri iertați, dar se opresc aici. Credeți că nu avem ce face acasă, pentru aia venim la biserică? Sau dimineața când citim jumate de oră din Biblie, credeți că n-am avea ce face pe internet? Vreau să spun astăzi ceva foarte important.
După iertare urmează transformarea și după transformare urmează slujirea. Dacă te oprești doar la iertat, faci ca și milioanele de români care se spovedesc în decembrie și 1 ianuarie încep de la zero. Și o spun cu durere lucrul ăsta. 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva unde? În Hristos este o făptură nouă. Iubiții mei, iertați-mă, nu cred în pocăința care n-aduce schimbarea vieții. Nu cred în predarea care n-aduce schimbarea vieții. 3. Nu poți trăi o viață de neascultare față de Dumnezeu și să ai dragoste, pace, bucurie, bunătate. O spun spre slava Domnului de un an jumate împreună cu o echipă pe care o plătim cum Domnul ne ajută, nu avem niciun sponsor oficial, desfășurăm o evangelizare pe internet și ajungem cu Evanghelia la 3,5 milioane de români în fiecare lună și pentru asta spun slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, în fiecare zi primim 10 de mesaje. Nu sunt omul care să le afișez public, pentru că ele sunt private. În fiecare mesaj, aproape în fiecare mesaj, ni se spune familie distrusă, copii distruși, toate sunt consecințele unei alegeri fără Dumnezeu, în cea mai mare parte inconștiente. Pentru că oamenii n-au fost educați pe această cale, n-au fost puși față în față cu Biblia. Li s-a spus că pocăiți pun crucea sub scările bisericii și n-ai voie să intre la pocăiți în biserică și mai știu eu câte prostii. Încercăm să educăm, încercăm să salvăm, încercăm prin ceea ce facem în fiecare zi împreună cu dumneavoastră și cu oricine care trăiește o mărturie frumoasă, să le spunem la oameni că viața care îți oferă bucurie, dragoste, pace și așa mai departe este doar viața cu Dumnezeu. Eu s-ar putea, Cristi Boariu, să nu fiu de acord cu legea gravitației și să mă arunc de pe un bloc ca să testez. Iubiții mei, legea gravitației nu ține cont de părerea mea. Eu s-ar putea să zic, nu seamănă nimica la mine în ogradă, deși am pus un greenhouse la noi acasă, am pus roșii, vinete. Vreau să vă spun că dacă nu pui nimica, niciun pământ din lumea asta nu spune, mă, la Cristi Boriu, chiar dacă nu poți nimica, îi dau vinete, îi dau roșii. Nu. Pământul nu ține cont de părerea mea. Legile pe care Dumnezeu le-a instaurat rămân legi, chiar dacă eu nu sunt de acord cu Scriptura. Chiar dacă nu sunt de acord cu ele. De aceea motivația mea în încheiere, iubiții mei, este aceasta. Să înțelegem că cea mai frumoasă viață o are omul care este eliberat. Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință, în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu fi printre aceste persoane care să spună, nu vreau cu Dumnezeu. Fii printre omul acela care să zică, vreau să mă schimb, vreau să fiu eliberat. Dacă n-ai intrat încă în contact cu drogurile, ia o decizie fermă astăzi să nu te atingi niciodată de ele. Dumnezeu are un plan pentru tine. N-am spus că acest plan este ușor. Cântam la biserică unde fratele Costel este membru azi dimineață, eroii slavei vin acum acasă. Iubiții mei, eroii nu se nasc, eroii se formează. E adevărat că pentru omul pocăit viața nu este ușoară din punct de vedere al disciplinei, din punct de vedere al timpului, din punct de vedere al anturajului, din punct de vedere al multor oferte la care spune nu, 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 nu. Din punct de vedere poate a bolii, a fel și fel de etape prin care Dumnezeu ne crește. Orice băiat sau fată care ajung olimpici la matematică sau la atletism sau ce vreți voi, nu mănâncă semințe pe Maidan cu ceilalți sau nu bat mingea pe Maidan. Ei renunță la plăcerile lor de o clipă ca să facă performanță pe ani de zile. Orice om care ridică greutăți și ajunge pe podiumul lumii, statisticile spun că înainte să fie printre primii trei, 10 ani am muncit în spate, fără să-l vadă nimeni. Eroii nu se nasc, eroii se formează. Iar adevărații eroi sunt cei care spun nu păcatului pentru 10, 20, 50 de ani, 80 de ani ca să aibă o veșnicie cu Hristos. Dumnezeu are un plan pentru tine. Dumnezeu vrea cel mai bun pentru viața ta. Dar planul acesta se poate doar prin ascultare. Vreau să încheiem cu o rugăciune. Dacă ai fost afectat de aceste lucruri pe care le-am enumerat aici,
prin cuvinte simple și modeste. Roagă-te în această rugăciune, Doamne, eliberează-mă. Ia un slujitor la final sau săptămâna care urmează. Stai de vorbă, mărturisește-ți viața. Foarte mulți vor să rezolvă o dependență de 20 de ani printr-un SMS pe Instagram sau printr-un mesaj la un păstor. Nu așa se rezolvă. Trebuie să mergi, să te mărturisești, să ceri rugăciune de eliberare și să faci pașii aceștia, să te înarmezi pentru o viață nouă. Că atunci când Duhul care a plecat vine din nou să viziteze casa, să nu fie goală, să fie plină de Hristos, plină de prezența Lui. Dacă n-ai experimentat aceste droguri și te lupți cu alte păcate, pașii sunt aproape la fel. Vino la Iisus, mărturisește-te, decide clar și ferm. Iubiții mei, îmi spunea cineva, eu bag mizeria sub preș. Zic, vezi că într-o zi mizeria va fi mai mare ca și preșul. Nu poți să ascunzi. Ascund un an, doi de soție, 2-3 ani de părinți, vine într-o zi. Ziua când se vede. Și s-ar putea în ziua aceea să fie greu să mai fac ceva. Pentru aia vine Ioan 5:24 și spune ceva foarte important, dacă pot să afișez. Cine crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată. Ce a trecut din moarte la viață, m-am întrebat ani de zile, de ce nu merg la judecată? Și de ce? S-a judecat aici. Dacă eu am furat o radieră și mă duc și o dau înapoi, nu mai am nevoie de tribunal. Mi-am rezolvat problema înainte să ajung la tribunal. Iubiții mei, vreau în rugăciunea care urmează să stăm înaintea Domnului ridicați în picioare. Să venim cu mărturisire. Dacă nu ești afectat de aceste lucruri, roagă-te pentru cineva, poate pentru niște părinți care plâng pentru copiii lor. N-am venit să judec pe nimeni. S-ar putea mâine copilul meu să se confrunte cu lucrurile astea. Dar vreau astăzi să mă rog pentru alții, ca într-o zi și alții să se roage pentru mine. Da. Și împreună vom fi biruitori. Și împreună vom moșteni cerul cu Dumnezeu. Doamne, lucrează. Amin. Ne rugăm și la final mulțumim.